Azi la Shonero Live vorbim despre, după cum vedeți, ceva destul de interesant, printre care altele leak-urile care pot distruge anime-uri, ce? One Piece, care are live action de la Netflix și mai multe detalii despre acea adaptare, și tot One Piece care aparent e gata. What? Da! One Piece e gata? What the fuck? Niște știri de la jocuri, niște jocuri interesante și la Daorba, well, avem 8-6, Moriarty, 7 Deadly Sins și multe alte surprize live acum pe twitch.tv/onero. Salutare, dragilor, și bun venit la Corect Shonen Ro Live. Numele meu este Raul, eu sunt un alt fan anime care vorbește clar mult prea mult despre anime și mă bucur să vă am pe voi, iubitori de manga, anime și jocuri, alături de mine live pe twitch.tv/ro. Iar dacă vă uitați pe YouTube, nu uitați like, share, subscribe, iar dacă ne asculti în varianta audio, la fel de mult te apreciez. Așa că hai să începem azi cu o ediție foarte, foarte interesantă. Vorbim despre leak-uri. Leak-uri e atunci când e bine să anunță chestii de la surse neoficiale și care sunt adevărate. Care aparent afectează într-un mod destul de important industria anime, ceea ce e destul de surprinzător. Avem niște știri ridicole, sambele legate de Jujutsu Kaisen, după cum vedeți poza aia și cu degetul o sucna, după care, bineînțeles, vorbim despre One Piece, niște știri la jocuri, despre două jocuri, unul fain și unul interesant, mai ales pentru fanii VTuber și nu numai, iar la Daorba avem o droaie de anunțuri și trailere foarte interesante, cum ziceam, Baki, Moriarty, 8-6, 7 Deadly Sins și o surpriză foarte, foarte faină din punctul meu de vedere la un studio prestigios. Așa că hai să începem cu episodul ăsta și începem ca de obicei cu știrile ridicole, unde avem Jujutsu Kaisen. Da, după cum vezi, ai gândit cum îi să fii în cum îi să trăiești, să fii ca protagonistul nostru din Jujutsu Kaisen și să îi mănânci cele 10 degetele a lui Sukuna. Ei bine, acum poți. Da, poți să faci asta chiar tu la tine acasă. Poți să-ți faci propriile degete a lui Sukuna să le mănânci. Ce? Da, sună absolut fucking ridicol, dar este adevărat. Poți să le cumperi pentru că poți să le faci acasă ciocolăți. Da, e vorba despre această mică contrapție, o știți probabil, e formă de ciocolată și puteți să vă faceți voi ciocolata voastră în formă de degete și să le mâncați acasă. Bineînțeles că e vândut de cei de la Bandai, e un fel de siliconat, cum ziceam, forme de astea s-au mai văzut în cooking, nu-i ceva nou, dar de data asta e în forma degetelor lui Sukuna, which is interesting din punctul meu de vedere. Iar dacă vrei să le cumpi, să le dai pre-order de la premium Bandai din Japonia, o să te coste undeva la 3780 de ieni, bine, asta în ieni și asta fără transport, adică undeva la 34 de dolari, care din punctul meu de vedere să dai un 50 de dolari sau un 250 de lei pentru așa ceva cută cu transport e destul de scump și nu se merită. So, na, but există dacă ești, dacă bineînțeles vrei, nu trebuie neapărat să-ți faci, cum zice, degete din ciocolată, poți să le faci din gheață, în caz că ești sadomasochist și vrei să-ți alunece ceva pe gât. Mi-am imaginat chestia aia și era să dau afară, but hey, poți să faci asta. După care nu mergem niciunde mai departe de Jujutsu Kaisen, pentru că cei de la PUBG, yes, PUBG Mobile, au anunțat faptul că o să aibă un crossover cu Jujutsu Kaisen. O să vă las trailerul pe serverul de Discord dacă vreți să-l vedeți. Am zis că vorbesc aici despre asta, că în teorie ăsta era la știri din jocuri, având în vedere că e vorba despre un joc. But am zis că dacă te vorbesc la știri ridicole de Jujutsu Kaisen, nu are rost, așa că
O să vorbesc despre el aici la știrile ridicole și vă anunț că există. Dacă vă plac jocurile de genul și vă interesează un crossover cu PUBG Mobile, which is, again, foarte interesant. Trailerul o să fie pe serverul de Discord dacă vreți să îl vedeți. Bun. Acum, cu asta fiind zis, o să, hai să trecem, fain, frumos, să mergem să vorbim despre, corect, prima știre importantă de azi, primul lucru important de azi, care vorba despre leak-uri care distrug anime-uri. What? Yeah, e dubios. Obviously, după cum vedeți, vorbim despre Higurashi One Day Cry, the new one, Sotsu și nu mai știu cum era alalt. But, de ce vorbim despre asta? Pentru că un producător Shueisha a mers pe Twitter și a zis, bă, aveți grijă la leak-uri și nu numai aia, dar ne-a dat un pic de context, again, cum funcționează industria anime, care din punctul meu de vedere e foarte, foarte interesant. Știți foarte bine că aici la Shonero Live noi discutăm foarte mult despre industria anime, o criticăm, ne uităm la studiouri, ne uităm la producători, ne uităm la tot felul de chestii care în mod normal n-ar fi foarte în centru atenției, cel puțin în România. Adică mă uit pe grupurile de Facebook, mă uit pe serverele de Discord și nu prea văd acolo discuție despre foarte mare despre ce se întâmplă în industrie. Tocmai de asta eu le bag aici la știrile ridicole și încerc să vorbesc și să vă dau cât mai mult context, pentru că da, cred că amândoi suntem fani anime, right? Și vrem să știm ce se întâmplă acolo. Adică, până la urmă, cu cât știm mai mult, cu atât mai bine, mai ales legat de lucruri de genul. Așa că tocmai de asta vorbim despre producătorul Shueisha și agent de drepturi, Takamitsu Sueyoshi, care a intrat pe Twitter și ne-a lăsat un thread frumos de vreo ceva tweet-uri drăguțe, care explică ce se întâmplă cu leak-urile și cum afectează industria anime, mai ales dintr-o perspectivă a business-ului, explicând faptul că vă imaginați, un studio anime vrea să aibă, cum îi zice, control asupra ceea ce înseamnă marketing. Asta se aplică, obviously, și la filmele Hollywood și la seriale și așa mai departe. Deci chestia asta s-o luați în context, așa să zic, că o să înțelegeți mai mult decât industria anime, ci și industria filmelor, a serialelor și marketingul în general, care e un lucru important. Și aici el explică faptul că, obviously, orice leak taie din hype, de exemplu, sau din momentul unui anunț oficial, ceea ce face cam greu pentru orice companie să își dea seama de hype-ul care îi adevărat. De ce zice asta? Și să intrăm un pic în mai multe detalii, să vă explic. Adică, de exemplu, eu anul trecut vorbeam despre vreo 6 leak-uri. Leak-uri printre care se afla Chainsaw Man, Spike's Family, cum îi zice, Sangatsu no Lion, March Comes in Like a Lion, care ăla e singurul din cele 5-6 despre care am vorbit acolo, care nu s-o adeverit, pentru că tocmai chestia asta cred că s-a întâmplat, unde un studio, cum ziceam, se uită și zice, n-au pula mea, tăcei marketing și hype s-a dus pe pula și nu o să știm cum primește lumea asta. Adică, e o diferență între un leak, când cineva zice, bă, urmează să fie lansate animeurile astea care încă nu au fost anunțate, și atunci când studioul zice, anunțăm animeul. Obviously, unul la mână sursa, dar pentru studiouri și producători și așa mai departe, contează controlul. Adică, când mă refer la control, mă refer la cifre. Adică dacă ai un canal de YouTube, dacă ai un Instagram, dacă ai un Twitter, dacă ai un Pinterest, dacă ai un Facebook, poți să te uiți la analytics, adică poți să te uiți la numărul de oameni care au interacționat, comentariile, să le vezi toate, că primești notificații și e-mail și
să vezi ce părere are lumea, right? Deci, ca să știi ce să mai ajustezi în marketing, ca să știi ce să mai schimbi ca să fie bine sau ca să fie cât mai mult hype. Dacă, dacă este un leak, atunci ție ți se taie din elan pe ideea de nu mai ai controlul ăla. Nu știi câtă lumea a răspuns bine, pentru că obviously apar o draie de discuție pe forumuri, nu poți să stai pe toate Twitter thread-urile și așa mai departe. Deci nu-i toată discuția generală la tine pe canalul de YouTube, la tine pe Twitter, la tine în curte, practic, știi? Ca și cum toată lumea ar vorbi despre mașina ta ce ți-ai cumpărat-o nouă, dar tu nu știi, pentru că toată lumea care vorbește în afara curții tale, știi? Și atunci nu știi dacă la lume place sau nu le place mașina ta. Cam asta ar fi cel mai ușor mod de a interpreta lucrul ăsta sau de a-l înțelege. So, obviously că asta are un impact destul de mult. Adică dacă ai un leak și lumea e foarte hype, dar studioul și ăsta nu vede, mai ales după ce e anunțat oficial, adică a doua oară, în teorie, nu? E anunțat a doua oară și a doua oară nu vin oamenii să zică ce tare, ce fain. Obviously, studioul o să se uite la chestia asta și o să zică, bă, nu vrea lumea mai mult anime de genul, nu vrea lumea mai multe filme de genul, nu vrea lumea mai multe seriale, cărți și așa mai departe de genul, right? So, pe lângă asta, tot el zice că aia înseamnă că IP-urile alea, intellectual properties, adică serialul, filmul, anime, whatever, nu mai au atât de multă putere și, de exemplu, devine greu să vinzi produsul, pentru că dacă lumea nu e interesată în produsul ăla, deși poate să fie cel mai bun anime ever, dar dacă lumea nu are hype în spate și studiourile nu au numerele de uite, atâta lume a interacționat, avem 5 milioane de like-uri, avem 15 milioane de views pe YouTube în 24 de ore, cum a fost trailerul de la Chainsaw Man și așa mai departe. Obviously, în cazul ăsta ar fi în studio MAPPA, n-ar putea să-l vindă la un preț în care să scoată banii și să poată să-și plătească staff-ul mai mult și, obviously, să bage banii înapoi în tehnologie sau, obviously, să cumpere drepturi pentru alte manga-uri poate mai obscure la care cu banii ăia ar putea să le facă o adaptare, right? Sau bani care ar putea să-i bage în original IP, adică într-o lucrare, un anime original, fără să fie bazat pe manga sau carte sau pe o altă proprietate, să fie un spin-off sau așa ceva. So, el zice că, bă, tocmai de astea leak-urile pot să facă foarte greu să continui o serie, să continui un anime, să continui un ceva, pentru că obviously dacă nu se vede hype-ul inițial și zicem că ești la mijloc de producție, pentru că eu vă vorbeam și despre faza cu China, că bă, până la urmă studiourile de anime în ziua de azi trebuie să lucreze cu vreo 6-7 luni în avans ca să trimită animeurile ca să fie date ok-ul din China, pentru că trebuie să vândă și acolo. Și e bine dacă pun un trailer, că de obicei animeurile sunt anunțate când e cam la mijloc de producție sau spre final. Sau sunt acum ziua de azi care sunt anunțate când începe producția. Dar dacă îi anunțat producția, cum a fost de exemplu Takagi-san și imaginați-vă că sau Chainsaw Man, să fi fost leaked și mai ăsta târziu și chiar să fi fost leaked chiar înainte de anunț, ei ar zice, bă, suntem la mijloc de producție, lumea nu e atât de hype cât credeam, hai să tăiem din buget, că și așa, dacă nu o să uite lumea, ce rost are să turnăm banii ăștia în anime-ul ăsta sau să facem 24 de episoade, hai să facem numai 12 și vedem dacă le place la lume, bine, dacă nu, nu. Și se întâmplă o draie de situații cum a avut anime-uri care au fost promise ca să înceapă cu 24 și au fost tăiate la 12. So,
E foarte interesant să vezi cum leak-urile din punctul ăsta business-ului și cum ați văzut în Japonia pot distruge un anime. După care tot el critica oarecum oamenii care cum zice fac leak-uri la fie episoade, fie capitole de manga, pentru că obviously chestiile astea au un impact asupra ta care ești un cititor, right? Dacă știi ce se întâmplă în capitolul următor, zici lasă că nu-l citesc din sursă oficială cum ar fi Manga Plus, unde e gratis, ci mai aștept sau cum îi zice, poate spoilerul nici nu îi compus bine, adică nici nu e exprimat bine încât să zică o prostie, contextul poate e altfel, știi, dar ție zice că bă, moare Ano, Zoro în One Piece or something like that, știi? Ești, oh my god, dar de ce că futu-ți morții mătii de Oda și chestie genul și te enervezi și îți bagi pula într-o serie din cauza la un idiot care nu știu ce sau cum să zică chestia aia sau spoilerul ăla, știi? Și o trimis mesajul greșit și așa mai departe. So, iar foarte, foarte interesant. Și tot tipul ăsta Sueyo și zice că înțelege, cum zice, curiozitatea oarecum a oamenilor, cum îs bolunzii ăștia, cum îs ca Justin, care vor să știe spoilere și nu-i afectează, dar totuși trebuie să te gândești că, bă, trebuie să te abții, adică până la urmă povestea trebuie să o ai în context, că vezi un Twitter thread unde unul zice, bă, astea se întâmplă în capitolul ăsta ultimul 364 sau cât e din Berserk și vai tu l-ai, nu mi se pare fucking normal, știi? So, da, nu chiar, că ăștia mai degrabă Justin moment, știi, unde ei sunt foarte excited și ce hype și îți dau spoilere ca crezând că tu o să împărtășești excitement-ul ăla, știi, o să fii fericit că acum știi lucrul ăla, gen, e la asta se referă, nu la Nuțu moment, Nuțu-i Nuțu, n-ai ce face. El zice că, bă, de exemplu, ăsta, nu-i vina ta dacă dai păstă spoilere, gen, dacă tu dai scroll pe Twitter sau ești pe hashtag Shonen România General, nu-i vina ta că Nuțu postează spoilere, right? E vina lui Nuțu că Nuțu postează spoilere, că până la urmă tu n-ai de ales decât să stai acolo să te uiți la chat sau să dai scroll pe Twitter, right? Sau pe Facebook sau whatever. But, până la urmă îi zic că ar trebui să aștepți și să nu încerci să-i încurajezi pe oamenii care fac leak-urile astea la capitole, la episoade și așa mai departe. Că, na, până la urmă nu ai... Ei câștigă, ei lor o să le placă atenția și o să facă tot mai mult, îi încurajez practic făcând asta. But yeah, el ne mai dă un exemplu zicând că Shueisha, adică ăștia cu Shonen Jump și așa mai departe, Shonen Plus și toate astea, zic că iau o draie de contramăsuri împotriva la leak-uri, dar până la urmă e o chestie extraordinar de grea de combătut, adică pula mea, când poți să trimiți pe un e-mail, să faci o poză și să o trimiți, să o ștergi și, sau să o pui pe un stick, îl arunci pe geam, mai whatever, sunt atâtea moduri de a crea leak-uri încât el zice că bă, e o chestie până la urmă, cum zice, de nivel de societate. Adică noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea când vine vorba de lucruri de genul Justin și să nu mai încurajăm spoilere. So, cam asta zice tipul ăla și că
bineînțeles că cere cooperarea, ca o ultimă notă, cere cooperarea publicului, zică că bă, nu mai faceți chestii genul sau încercați să le evitați, să nu le mai, cum îi zice, încurajați. Că da, iar legat de Higurashi, soțul și Go, iar studioul care se ocupă și casa de producție au zis că bă, vă pute soarele dacă faceți vreun leak, unul la mână, dar doi la mână să aveți grijă că e posibil să fie leaks și dacă nu vreți să vă fie distrus twist-ul de la final și surpriza și așa mai departe, just încercați să evitați cât mai mult subiectul până să termină cel puțin anime-ul. So, îți curios de ce părere aveți voi, ăștia oamenii normali, legat de spoilere, legat de leaks, legat de tot ce am vorbit la subiectul ăsta. Bun. Iar, acum, hai să trecem la cea de-a doua știre importantă. Da, hai să vorbim despre One Piece, de live action, de la, cum îi zice, Netflix. Pentru că da, Netflix nu numai că se atinge de Cowboy Bebop iarna asta, toamna asta, dar se atinge și de One Piece. Yay! Eiichiro Oda, mangakau One Piece, și tot el a trimis acest tweet cu logo și cu, ei bine, primul... Well, nu primul, e titlul pentru primul episod, care se numește Romance Dawn. Ceea ce pare foarte interesant, pentru că e același, cum îi zice, nume ca la primul capitol din One Piece. Corect, tot Romance Dawn se numește și primul capitol și, cum îi zice, numele one-shot-ului pentru versiunile One Piece inițiale, ceea ce e interesant. Cei care scenariștii pentru acest prim episod sunt Matt Owens și Steven Maeda, ceea ce e foarte, foarte interesant. Și îs curios când o să iasă. Avem și poză cu scriptul, care, again, pare foarte mișto and nu poate să fie numai decât o chestie bună. Primul sezon o să aibă 10 episoade, ceea ce e foarte, foarte interesant, și Oda, bineînțeles, este un executive producer. Bine, chestia asta, dacă nu știați, cu executive producer poate însemna absolut nimica, în afară de ea e acolo, dar, cum îi zice, nu face nimica Oda, știi, gen, el poate să fie acolo să zică, yeah, și atât, which is, e dubios un pic, but o să fie interesant. Sunt vreo 3 studiouri care lucrează la această live action series. Tomorrow Studios, împreună cu cei de la Marty Adelstein, care Marty Adelstein a lucrat la Prison Break și Teen Wolf, și ITV Studios, care, dacă nu mă înșel, e un British, cum zice, studio, which is interesting, ei cei care produc această serie live actions, scenaristul mare, gen cel care vede toată seria, îl cheamă Owens, și omul care lucra la Luke Cage și Agents of S.H.I.E.L.D. Împreună cu Maeda și Becky Clements, care și ei sunt executive producers lângă scriitori. Și acest, bineînțeles, live action a fost anunțat în 2017, ceea ce e interesant, mai ales că atunci a fost, cum îi zice, anunțat ca ideea că o să facă un true One Piece, pentru că aparent a fost proiectul discutat cu Oda himself. Acum am văzut pe serverul de Discord, apropo, să-mi ziceți ce părere aveți voi despre adaptarea asta, dacă sunteți excited sau nu.
Eu, unu, sunt destul de excited. De ce? Pentru că, again, One Piece a început foarte puternic. E unul dintre cele mai puternice animeuri ca început din punctul meu de vedere. Acolo împreună cu Bleach și primele arcuri lui Bleach până se termină faza cu Rukia. Și, just, na, sunt excited să văd ce o să iasă de acolo. Încă nu avem casting. Dar, bineînțeles, dacă vă uitați pe online, posibil să găsiți niște leak-uri. Când vorbeam de leak-uri la primul subiect. But again, alea să nu le luați foarte în serios, că nu sunt confirmate. Deci, just, hai să mai așteptăm cu detaliile înainte să ne dăm o părere inițială. Dar până atunci putem să speculăm. Din punctul meu de vedere, nu știu ce zicea, stai așa să mă uit pe serverul de Discord, că tot e aici la un alt tab. Ce zicea aici? Vagabond zicea că mai multe persoane s-au uitat la One Piece și au fost gen, yep, merge un live action. Și da, merge un live action din punctul meu de vedere. Știi de ce? Pentru că îi... Dacă, again... Eu am încredere oarecum în, nu numai în echipa Netflix și în Hollywood în ultima vreme când e vorba de adaptări, că am vorbit despre chestiile astea săptămâna asta, dar again, singurul mod în care ăsta îi rău îi efectiv în caz că unul la mână CG-ul îi oribil, care Netflix are bani de CG de fucking Hollywood, deci n-ar trebui să fie oribil. Doi la mână arată ca un trailer fan-made, adică v-ați uitat, cred că o droaie din voi sunt o droaie de trailere fan-made live action pe YouTube. So, dacă arată ca alea, n-o să fie tocmai bine primit, pentru că again, One Piece are, e vibrant animeul, indiferent cum te uiți la el, până și manga-ul care e incolor și ăla e vibrant în stil și în puteri și așa mai departe. So, trebuie să aibă o anumită chestie care să-l facă vibrantă, să-l facă mai ales că e o lume atât de similar cu a noastră și totuși atât de fantastică și de obviously zici că e luată din poveștile cu Albă ca Zăpada, cu Cinderella, cu așa mai departe, știi? Gen, are filul ăla iară de cum îi zice, cel puțin începutul are filul ăla de suntem într-un fairy tale cu pirați, cu puteri și așa mai departe, care oarecum nu se ia foarte în serios, dar are multă, multă inimă și mult caracter. So, dacă reușesc din punctul meu de vedere să ducă unul la mână, cum îi zice, umorul, pentru că trebuie umor, trebuie să fie foarte light-hearted, dar trebuie să aibă și inima aia de care îți pese de caracter. Gen, îmi amintesc când a fost introdus Usopp, felul în care a fost introdus el, ce repede te-ai atașat de caracterul lui și de felul în care era el și că era îndrăgostit de tipa aia și just felul în care își ia inima în dinți să meargă cu Luffy și așa mai departe. Și s-o droaie de chestie genul care încă și eu care zic că One Piece anime-ul nu se merită, că la de aproape 1000 de episoade nu se merită, la fel cum nu se merită nici, cum îi zice, Crayon Shin-chan sau fucking Detective Conan. But, cum îi zice, poate să fie ceva absolut excepțional adaptarea asta live action, dacă e făcută, obviously, cu cap și cu inimă și cu umor. Pentru că eu cred că dacă se ia prea în serios, ceea ce nu prea cred, I mean, mi-e foarte greu, cum îi zice, să cred că adaptarea asta o să ia foarte în serios, vorbind despre puteri cu gume și tot felul de trăznăi de genul, but, dacă
singurul mod în care poate da greș ăsta e să nu aibă, cum zice, filul ăla de fairy tale, filul ăla de aventură, să nu aibă umorul, să nu aibă vibranța aia și, obviously, inima și pasiunea pentru toată chestia asta. Aia și știi ce vreau să văd? Începutul ăla cu Gold Roger. Oh my god, dacă refac opening-ul original de la, cum îi zice, de la One Piece, oh, I'm gonna piss my pants. Să-mi bag picior de nu. Pentru că opening-ul original, ăla primul de la One Piece, e unul dintre cele mai epice și faine opening-uri de la un anime fucking ever, cu Gold Roger. You want my treasure? Go and look for it. Just, ah, e super, super. So, iar aș fi foarte curios dacă o să avem secvența aia la început, pentru că e just introducerea perfectă pentru un anime. No cap. So, o să fie foarte, foarte interesant. Dar, aici unde începe aventura, hai să vorbim despre One Piece, unde se termină aventura. Da, vorbim despre One Piece care este gata, gata, se termină, nu o să mai avem One Piece. Ce? E bine, hai să vorbim despre Eiichiro Oda, care, e bine, a lansat volumul 100 vineri, împreună cu aparent un live, ceea ce a fost interesant, plus o mai dat la vreo 3 ziare un interviu vineri, care a apărut în Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun și Mainichi Shimbun, toate, again, vineri au apărut chestiile astea, cu poza care o vedeți acolo, cu workshop-ul lui Eiichiro Oda și cu acele kanjiuri acolo sus în colț care zic foarte frumos, finalul poveștii e în ultimile stagii și da, am mai vorbit despre un interviu de-a lui Oda mai devreme, unde, e bine, el a zis că o să termine povestea în 4-5 ani, după care a avut un update și la, de fapt e mai degrabă un 2-3, e bine, din nou avem chestia asta, avem confirmarea că One Piece, într-adevăr, de data asta e aproape de final. Nu ne mai întindem foarte mult, pun intended, I guess, even if there was a pun there, ne mai tragem de mâini și, e bine, încetul cu încetul One Piece cu adevărat ajunge la un final, având în vedere că, cum ziceam, volumul 100 a ieșit vineri în Japonia și a trecut mai bine de 21 de ani de când a ieșit acest anime. Da, animeul ăsta e mai bătrân decât o droaie din voi de pe server de Discord, ceea ce e interesant. Pardon, animeul ăsta, mangaul ăsta e mai vechi decât 99% din toți care sunteți pe server de Discord. Bă, de ea, One Piece, de data asta, îi confirmat că intră în ultimele stagii și ne apropiem încetul de ultimul arc și de finalul acestui manga. Unul la mână, eu sunt fericit, honestly, mă bucur că se termină. V-a zis, problema mea cu One Piece, cea mai mare, a fost că s-a lungit și s-a lungit și s-a lungit tare, tare mult și el împreună cu Naruto, cu Bleach, o dus la, din punctul meu de vedere, cea mai dubioasă perioadă din tot ce înseamnă animeuri, pentru că practic nu co-inventat, dar o popularizat episoade filere în anime și gen le-o dus la o extremă nesimțită din punctul meu de vedere. Yeah, și Detective Conan poate să fie pus acolo. By all means, spune-l, pentru că îi extraordinar de nesimțit și animeul ăla din punctul ăsta de vedere. But, și nu o să zic că nu. So, faptul că o să se ajungă la un final, de-abia aștept.
O să fac, probabil o să citesc și eu, cum îi zice, ultimul capitol când se ajunge la One Piece, pentru că aia fac. Eu orice de asta foarte super populară, o să mă uit cum să termină. De ce am făcut asta și la Bleach? Pentru că fac Bleach, unul la mână, doi la mână, probabil finalul la Bleach era mult mai complicat decât am ajuns aici, there we are. So, la One Piece mă aștept să fie mult mai scurtă chestia, să fie aici ai One Piece-ul, asta a fost, pentru asta am stat 25 de ani, 30 de ani să o căutăm. E bine, s-a terminat, cum îi zice, povestea și de-abia aștept să văd ce face Eiichiro Oda după. Pentru că, obviously, ăsta e manga-ul lui Bread and Butter și, obviously, curiozitatea după ce termină ceva o serie, e ce o să facă mai departe. Am văzut și pe creatorul manga-ca One Piece care, manga-ca Bleach, că tot se întoarce la Bleach și nu face nimic nou per se, pentru că și Burn the Witch e în același univers și aș vrea să văd că își întinde mâna mai mult în altceva și face ceva mai diferit față de ce au făcut până acum. So, o să fie foarte, foarte interesant să vedem, cum zice, când se termină mai exact, unde și o să fie foarte, foarte interesant care o să fie finalul. Bun, după care noi să trecem la știri din jocuri, unde avem două știri, pentru că despre nu am vorbit, obviously, la, cum zice, unde e? Anyway, da, acum cred că v-am atras și vă atenția la chestia asta de aici. Am luat-o, era o scamă. Anyway, știri din jocuri, avem două, pentru că una am vorbit la știri ridicole și prima este vorba despre Oni, Road to the Mightiest Oni. E un joc care pare să fie extraordinar din punctul meu de vedere, are un feel a Legend of Zelda Breath of the Wild, visual arată aproape la fel. Pare absolut fantastic din punctul meu de vedere. O să la fie lansat în 2022 și o să fie lansat în engleză, japoneză, coreană și chineză și din păcate nu știm încă pe ce platforme. Pot să sperăm că o să iasă și pe PC, pentru că ăsta dacă iasă pe PC, eu cred că o să-l cumpăr day one, pentru că pare absolut fantastic din punctul meu de vedere și mie îmi place tare, tare mult cum arată și Zelda, obviously, aș vrea să-l joc și eu, but este variantă piratată numai și n-aș vrea tocmai să-l piratez, pentru că de multe ori jocurile piratate de pe Switch și le joci prin Yuzu nu... Depinde cum e piratat, nu de multe ori funcționează la capacitate maximă, e posibil să-ți sacadeze, deși tu ai un hardware mai bun decât un fucking Switch, așa mai departe, tot îți poate face probleme. Așa că, tocmai de-aia, mă bucur să văd acest trailer pentru Oni, o să fie pe serverul de Discord și trailerul și să văd genuri, jocuri de genuri din Japonia, că vin și în vest. Dar da, pare să fie super, super fain și o să vă las pe serverul de Discord trailerul. După care hai să vorbim despre Hatsune Miku. Yes! Un joc numit Hatsune Miku Colorful Stage ajunge peste tot în lume. Yes, ajunge peste tot în lume. Poți să-l downloadezi acum. Dacă nu mă șel, îs cu o draie de alți VTuberi, YouTuberi, cum zice, de, sau... nici nu îmi minte cum să numești ăștia cei Hatsune Miku, vai când scap, I don't know, anyway, personalități cum sunt Hatsune Miku virtuale, e un mobile rhythm game, deci dacă îți place ONU sau cum pula mea îi zice la jocul ăla cu rhythm, cu trasul ăsta, o să poți să îl joci în stilul ăla și are și o componentă aparent visual novel. Dacă vrei să vezi trailerul pentru el, o să fie pe serverul de Discord, așa vocaloid, pula mea. Ia, ai dreptate, Notlin. Aia. Un vocaloid. Ia. Dacă îți plac jocurile de ritm și obviously vocaloid și așa mai departe, eu zic să-i dai o geană, mai ales că îi global și pe mobil. So, that's awesome.
Dar, again, pe mine nu-i pentru mine, dar am zis că poate e pentru voi. Bun, după care să trecem la da ori ba și să luăm un agua break, pentru că gâtul meu e gâtul meu, right? Să vă hidratați, oameni buni. O trecut vara, dar nu înseamnă că nu trebuie să vă hidratați, right? Bun. Și acum, dacă nu te-ai mai uitat la Shonen Live, ești nou pe Twitch, YouTube sau varianta audio și vrei să știi cum funcționează, e foarte simplu. Zicem, pe repere de repejor, dacă da ne plac, ba nu ne plac, ori nu ne plasă de niște anumite trailere, visual-uri, anunțuri și așa mai departe, după o să faci la fel în comentarii dacă te uiți pe YouTube. Dacă ne asculți în varianta audio, poți să mergi după aia pe Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit, Instagram, @shonenrom. Să ne scrie acolo, iar dacă vrei să discutăm mai în detalii, obviously, pe serverul de Discord. Iar dacă te uiți live pe twitch.tv/onro, ar trebui să știi, pentru că cu 1, 2 sau 3 pot să votez, obviously, și să zici părerea, pentru că o să apară acolo un poll pe lângă capul meu, right? Bun. Acum hai să schimbăm iar ăsta, pentru că am dubii că o să funcționeze, că nu știu ce are ăsta în ultima vreme, but primul anime despre care vorbim arată așa, se numește Otome wa Boku ni Koishiteiru, așa se numește, boom, ui că se vede acolo fain frumos, Trinkle Stars, că mai are o chestie cu Trinkle Stars, e un joc care o să primească o adaptare OVA, da, nu o să iasă anime normal la TV și așa mai departe, nu, o să aibă un OVA, avem acel visual care îl vedeți acolo, care e ok, nu arată foarte calitate, but, da, e ceva. OVA-ul o să aibă debut decembrie 24 și e bazat pe un visual novel, so, yeah. Primul joc a ieșit aparent în 2018 și de atunci a avut ceva succes. Studioul se numește Ex Noa și regizor și storyboard artist și line director este Fumio Ito, care a lucrat la Tropical Rouge Precure ca regizor de episoade. Scenarist este Misato Tosaka. Iar character designer Tatsuya Takahashi, ceea ce e interesant, mai ales că tot Tatsuya Takahashi e și șef regizor de animație, which is interesting. But yeah, asta e again, visualul ăla nu-i fantastic, are foarte, cum zice, visual novel style și faptul că tipele astea au, cum îi zice, ridicola aia bluză de sus unde e tăiat în jurul sânilor ca să vadă inima lor mai mare, e extraordinar de dubios, but hey, who knows. După care avem o știre pentru Justin și numai Justin specific de pe serverul de Discord, pentru că numai el se uită la anime-ul ăsta, World Trigger. Da, World Trigger, sezonul 3, are un nou visual înainte de debutul care o să îl aibă cât de curând, ceea ce e interesant, în octombrie 9, așa, cât de curând, adică peste o lună și 5 zile, again, e ok, nu e ceva extraordinar de wow, but hey, are o loli cu Dita mai sniperul care, în teorie, dacă tipa aia trage cu sniperul ăla, tipa aia zboară în partea opposite a unde mere, cum îi zice, glonțul. So, yeah, e destul de straniu. But, again, e adolescenți cu tot felul de super puteri. So, who knows. Și un tip cu părul alb care e foarte edgy. But, yeah, astea au fost. Hai să trecem mai departe să vorbim despre Moriarty the Patriot, care, e bine, nu-i destul că s-o căcat și s-o defecat pe al doilea sezon sau a doua parte celui de-al primului sezon, cum vrei să-l vezi tu. Dar o să mai aibă și
două episoade OVA for some fucking reason, care probabil o să fie după sfârșitul care l-a avut animeul ăla. Sunt hyped, având în vedere cât de oribil a fost al doilea sezon, nu, nici nu-mi pasă să îl văd, mi se rupe. Dar a zis că sunteți poate unii fani din voi, pentru că, hei, oameni care se uită la anime-uri și ei anime, they're totally valid din punctul meu de vedere, că nu trebuie să te uiți la fiecare anime să-l gândești, I mean, altfel nu-mi explic o draie de chestii, sau cel puțin o draie de note pe Maya anime-li și pe Anilis, da, ai o altă discuție, bă, yeah, dacă ți-a plăcut for some fucking reason al doilea sezon din Moriarty, hey, o să mai ai două episoade care won't do much, da, eu nu o să mă uit la ele de dragul de a le da 4 sau 3. So, așa să trecem mai departe să vorbim despre primul trailer de astăzi, pentru că trecem la trailere și ultimele 5 știri de astăzi. Începem cu Baki, Son of Ogre, Baki Hanma. Și, ei bine, avem trailerul care e extraordinar de ridicol, că vorbim până la urmă de Baki, deci dacă nu e ridicol, nu e ridicol, mai ales că are un tagline foarte interesant în trailerul ăsta care zice ceva e genul cea mai intensă luptă de la crearea acestei planete, care unul la mână X to doubt, honestly, dar doi la mână e, again, extraordinar de ridicol, e Baki și faptul că e Baki, I mean, come on, cum îi zice, violență dată la 11 și just, who gives a shit, adică e Baki în închisoare să bate cu o droaie de alte legende bazate pe o droaie de oameni reali și luptători reali și de aia te uiți la asta, nu? Nu te uiți, cum îi zice, ca să vezi ceva normal, right? Adică, din punctul meu de vedere, JoJo's e fix pula pe lângă Baki ca violență și ca asta. So, na. Da, trailerul, again, animat foarte frumos. E Baki, so pentru mine e foarte dubios. Bădia, yeah, asta a fost, hai să trecem mai departe să vorbim despre următorul anime, că tot vorbim despre dubios, hai să vorbim despre cringe dubios, pentru că vorbim despre Build Divide Code Black sau 6.0, care e un anime despre a card game, yes, un joc cu cărți numit Build Divide, e Shin Tokyo, pentru că Neo Tokyo e luat, așa că Shin Tokyo, adică nou Tokyo, care e același lucru cu Neo, înțelegeți voi, Shin Tokyo, adică un nou Tokyo, unde for some reason cărțile astea au ceva fucking putere și o tipă care vrea să protejeze ceva și un tipă care e foarte cringe, la fel ca și protagonistul nostru odată, care își amintește, ioi mă, stai că eu am venit și mi-am amintit de amintirile mele, și își pune un hoodie care e foarte fucking cringe, adică îl vezi. Zim că tipul ăsta din mijloc de aici nu-i cringe. Tu uită-te serios la tipul ăsta din mijloc și zim că ăla nu-i cringe. Ăla-i cringe. Deci trebuie să ai 12 ani să te uiți la ăla să vezi ucecul. Sau la tipa asta care îi ai la altă tipă cringe. Care îi, na. Și bineînțeles că antagonistul e un bărbat de vreo 30-40 de ani care vrea să domine lumea or some generic bullshit. So, na. I mean, trailerul, dacă te uiți la așa la el, fără să procesezi informația ce zice și așa mai departe, e ok. Dar în momentul în care înțelegi despre ce e vorba, e fucking cringe as fuck, bruh. Dar noi hai să trecem la ultimele 3 știri care, well, cel puțin ultimele 2 din ele sunt foarte, foarte bune. Și începem cu Seven Deadly Sins, cam ultimele 2 din ele sunt foarte, foarte bune, care ne dă un trailer pentru ultimul film care o să iasă pe Netflix octombrie 1. Again,
I don't really care pentru seria asta, dar am zis că vorbim pentru ultima oră legat de Seven Deadly Sins, că trebuie. Sunt, probabil, sunt, cum zice, fani Seven Deadly Sins, subscribe pe YouTube, ne ascultați în varianta audio sau sunteți pe Twitch, vreau că trebuie să vorbim. Yeah, avem trailer, din fericire pentru voi, nu arată rău acest trailer, animat pare destul de bine, fără că nu a fost film, so era greu dacă nu, era oribil dacă nu era nici măcar în format de film animat bine anime-ul ăsta, so, yeah. Seven Deadly Sins au avut filmul original să deschis iulie 2 și atât de lipsit de succes îi încât, uite-te că în octombrie 1 iese pe Netflix, care e dubios că de obicei la un film anime aștepți vreo 6 luni minim înainte să iasă pe Netflix sau în format DVD, so, yeah, au făcut $1,000,000, și asta numai în opening weekend, unde, just, așa să vă gândiți că Demon Slayer a făcut de 10 ori minim mai mult, la fel și ultimul film, cum zice, One Piece, cred că au făcut vreo 800 de milioane sau ceva de genul, so, just, again, nu știu ce zice, legat de calitatea animeului, but, hey, vă dădeam un pic de context. Și acum hai să vorbim despre alea două. Primul, din punctul meu de vedere, e surpriza, nu-i surpriza anului, pentru că încă n-am văzut anime-ul, but god fucking damn it. Hai să vorbim despre primul anime cu adevărat bun de astăzi. No cap. E un anime de la Science Star, da, studioul lui Masaki Iwasa. Ne dă un nou anime numit The Heikei Heike Story, regizat de Naoko Yamada, sau Heike Monogatari, îi în engleză, e bazată pe o carte cu același nume a lui Hideo Furukawa și e unul dintre cele mai frumoase trailere pe care le-am văzut vreodată. Îi god fucking damn it splendid. Nu știu ce, nu știu cum reușesc talentul de la Science Saru să scoată anime-uri de genul, but god fucking damn it, arată excepțional. Acest anime o să iasă ianuarie 2022, deci de-abia aștept să văd sezonul de iarnă care și se anunță să fie extraordinar. Naoko Yamada, dacă nu-l știți, e un om legendar pentru că e un veteran ca regizor care a lucrat la o droaie de anime-uri Kyoani și a lucrat alături de Reiku Yoshida și Kensuke Ushio. Reiko este, cum zice, scenarista, iar Kensuke compozitorul de muzică. Dacă vreți exemple legat de anime-uri de la Naoko Yamada și nu numai, e o listă extraordinar de lungă. De exemplu, A Silent Voice, tot el l-a regizat. Tamako Love Story, Sound Euphorium, Liz and the Blue Bird, K-On, ambele sezoane, Hyoka, Full Metal Panic, pre The Disappearance of Haruhi Suzumiya filmul, a lucrat ca unit director și animator cheie, Clannad O și Clannad After Story, o regizat episoade, so, tipul îi extraordinar de fucking talentat și mă bucur să-l văd, cum îi zice, pardon, nu au că e o femeie aparent, so yeah. A, da, ia, da, e femeie, că e tipă care, da, correct, right. So, e o tipă extraordinar de talentată, care just a făcut o droaie de lucruri absolut fucking splendide și avem un trailer care arată extraordinar. O să vă las, cum îi zice, pe serverul de Discord trailerul, but just, holy shit, e absolut fucking extraordinar de interesant.
O să fie și dubios de felul în care o să ajungă, pentru că în Japonia la TV s-a anunțat în ianuarie 2022, dar anime-ul o să iasă și pe un streaming service numit FOD, începând din septembrie 15 și pe serviciul ăla chinezesc Bilibili în aceeași zi. So, what the fuck? O să vedeți, e foarte dubios nu înțeleg de ce pe parte o să iasă septembrie 15, pe alta ianuarie anul viitor. Bă, dacă o să-l vedem începând din septembrie, oh my god, de-abia aștept peste 11 zile. It's gonna be hype as fuck, pentru că, again, arată absolut extraordinar anime-ul ăsta. Like, holy shit, o să vă las trailerul că să-l vedeți, că e just superb, sublim. După care vorbim de anime-uri foarte, foarte faine. Obviously, trebuie să vorbim despre 86, care ne dă acel nou visual care îl vedeți acolo și o vedeți pe Elena noastră cu acum un fier roșcat în păr, care e foarte fucking, just look at her, she's a waifu now, she's just a waifu. Avem, cum îi zice, un trailer nou care ne introduce la o draie de caractere noi, ne pune setup la conflictul care o să fie din sezonul ăsta și dacă nu mă șel, față de primul sezon, ăsta e cum ar fi al doilea sezon la Attack on Titan, unde intrăm mai mult în politică și conexiuni și ierarhii și chestii genul, dacă nu mă șel, cam așa mi s-a descris al doilea sezon când, și al treilea din Attack on Titan, că nu e atât de focusat pe acțiune, ci intri mai mult pe partea alaltă. So, așa pare și asta și de-abia aștept să văd mai mult din lumea asta, pentru că, obviously, primul sezon îți dă contextul la țară, îți dă contextul la Imperiu, la Legiune, îți dă contextul la cei 8-6 și, ei bine, te atașezi de protagonista noastră și de caracterele care trec prin mâna ei și te lasă așa un but acum obviously avem o escalare, lumea se deschide și arată absolut fantastic. Octombrie 2 o să aibă premiera, so, o să fie foarte, foarte interesant. Opening theme song-ul e de la Amazarashi, care se numește Kyokai-sen sau Boundary Line, iar ending-ul este de la Regal Lily, care se numește Alchemila. Da, Alchemila se numește și de abia aștept să văd, pentru că primul sezon obviously a avut debutul aprilie 10 și partea a doua o să aibă debutul octombrie, so that's gonna be awesome. Again, din punctul meu de vedere, eu cred că octombrie, sezonul ăsta de toamnă, o să fie cel mai bun sezon de anime fucking ever, trecând peste sezonul de vară 2019. So I'm really, really hyped. But yeah, astea au fost altele news. Tu ce părere ai despre 86, despre The Haike Story, care o să iasă septembrie 15, și despre tot ce am vorbit noi astăzi, despre One Piece care se termină, despre live action-ul de la Netflix și așa mai departe. Lasă-ți părerile în comentarii dacă te uiți pe YouTube, dacă ești live acolo în chat. Noi mai vorbim după și pe serverul de Discord, iar dacă ne asculti în varianta audio, Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit și Instagram, @shonenrod, de acolo un follow, like, subscribe și ne vedem data viitoare. Eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime și ne vedem luni când vorbim mai mult despre manga. Da, trebuie să vorbim în continuare despre manga și mai exact anii 70 și vedem dacă intrăm și în anii 80 sau nu, dar dacă nu, obviously, aia o să rămână pe data viitoare și așa mai departe, pentru că vreau să terminăm cu tot ce e istoria anime și manga și după aia să schimbăm un pic formatul la ora de anime, în afară de cele 3 episoade, că alea nu se le schimb pentru că sunt favoritele mele și îmi plac. So, o să discutăm mai altfel despre anime, despre manga și așa mai departe, o să vedeți. O să fie un sezon interesant, sezonul viitor de ora de anime. Bun,
But asta a fost altele news. Ne vedem data viitoare. Vă apreciez tare tare mult dacă vă uiți să stea live pe YouTube sau ne-ați ascultat în variantă audio. Ne vedem data viitoare. Pa, pa, pa. Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran, unul special și specific ales pentru tine. Și ălalt e cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificație acolo. Eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime și te apreciez tare tare mult. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.